Care e diferența între o folie PPF colorată și un autocolant colorat? În primul rând, grosimea, da? Un autocolant colorat are o grosime de 70 și 100 de microni, pe când un PPF colorat, un Paint Protection Film, o folie transparentă de protecție, are peste 150-160 de microni până la 200 de microni grosime. Deci, în concluzie, cam de două ori mai groasă. Ce înseamnă grosimea? Rezistentă la ciubituri, la zgrieturi, la pietre. Mult mai bună. Al doilea avantaj, autoregenerare. În cazul în care se zgârie de la șterg, de la întreținere necorespunzătoare, folia PPF colorată se va regenera, adică se reumple înapoi zgrieturile finuțe și se regenerează, efectul de regenerare. Și în al treilea rând, ai o flexibilitate foarte, foarte bună și nu ai efect de coajă de portocală. Odată montat PPF-ul pe caroserie, el nu are efectul de coajă de portocală, este ca și o vopsea, se comportă ca și o vopsea. Deci un aspect extraordinar de frumos. Sper că ți-am răspuns la întrebările tale, care diferența între colant colorat și PPF colorat și da, într-adevăr, este mai scump PPF-ul colorat, dar îți oferă protecție maximă și design în același timp. Dacă vrei și la mașina ta să-i facem o schimbare nouă de design, 0751 201 507 și să-ți spunem la întrebări. Hai pe WhatsApp să povestim!